la puterea dragostei formează un cuplu cu Bogdan Mocanu și vrea mereu să demonstreze acest lucru, pus la îndoială de fanii emisiunii. Parcă pentru a demonstra că iubirea lor este reală, Andra vorbește mai mereu în live-urile ei despre gesturile făcute de Bogdan Mocanu. Dacă până acum tot spunea că Bogdan Mocanu îi declară mereu dragostea, că a cerut-o chiar și de soție, Andra a ajuns să se mândrească și cu darurile pe care spune că îi le face iubitul ei. Într-unul din live-urile trecute, Andra era îmbrăcată într-o geacă, despre care a mărturisit mândră că este cadou de la Bogdan Mocanu. Vă place geaca mea? Cred că e cea mai frumoasă geacă pe care am avut-o eu vreodată. Ce să credeți? E cadou de la Bogdanel. Bine, am ales-o eu, dar el mi-a cumpărat-o. Ce firmă e? Noname virgulă, a spus mândră Andra. Andra și Bogdan Mocanu spun că se iubesc, în ciuda tuturor celor care susțin că ei nu au o relație adevărată. Bogdan Mocanu aruncă bomba despre Andra. Le-ai spus că ești însărcinată? Punct. Zilele trecute, a fost rândul Andrei să vorbească despre Bogdan Mocanu. Fata a făcut un live, iar cei care o urmăreau tot întrebau despre relația cu Bogdan Mocanu. Așa că până la urmă, s-a dus la iubitul ei pentru a-l arăta fanilor. Numai că, Bogdan, surpriză, a întâmpinat-o pe Andra cu întrebarea: le-ai spus că ai rămas însărcinată? Andra s-a uitat lung la Bogdan. Cum? Cum aș putea să rămân însărcinată? Este adevărat că tot mi-am dorit. A răspuns Andra la gluma lui Bogdan, atacându-l pe caiesta la rândul ei. Le-ai spus că m-ai cerut de soție și am refuzat? Mă cer în fiecare zi.